Cimitirul evreiesc din cartierul Seleuan Traian reprezintă o parte din istoria comunității locale, o parte din care nu va rămâne în scurt timp decât o amintire. Colegul nostru Adrian Lungu a fost acolo și vine cu amănunte. În spatele meu, doamnelor și domnilor, se află cimitirul evreiesc, un cimitir care a aparținut și aparține comunității de evrei din municipiul Zalău, atât cât a mai rămas din această comunitate. Locul este unul cu o încărcătură spirituală deosebită, pentru că aici au ajuns de-a lungul decenilor, peste 100 de ani probabil, medici, avocați, oameni simpli, toți cei care au alcătuit această comunitate de aici, din municipiul Zalău. Din păcate însă, locul este unul în paragină. Se poate vedea, în spatele meu sunt cruci, sunt monumente funerare care s-au rupt, timpul și-a lăsat amprenta. Noroc că văd pentru prima oară că cineva totuși a luat inițiativă, totuși a început să îngrijească acest loc, sunt flori în acest cimitir, sunt cât de cât luate niște măsuri, au fost copaci toaletați astfel încât crengile să nu cadă peste aceste monumente funerare. Însă locul are nevoie de o atenție mai mare pentru că face parte din istoria comunității locale din municipiul Zalău, iar dacă nu vor fi luate măsuri concrete, s-ar putea ca din acest loc să nu rămână decât o simplă amintire.